Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Știu că vă era dor tuturor să mai vedeți un nou clip de gaming. Sunt alături de Fac, salut! Salut! Și suntem pe Link Mania. Ei bine, astăzi avem de-a face cu un nou server și vrem să vedem cam ce este de capul său. Pentru început vreau să vă spun un lucru foarte important. Astăzi când voi vedeți clipul, o să încerc pe cât posibil să intru și eu alături de voi pe la 7-8 seara, ceva de genul, încerc să vin și eu și să vă întâmpin. Deci toți cei care vedeți clipul acum în prima parte a zilei, să știți că la finalul zilei eu o să fiu prezent și o să vă aștept aici pe server, poate facem un event cu băieții, poate ceva, m-aș bucura să vă întâmpin pe toți cei care intrați. Mi-a spus mie, Fac, că serverul a avut o comunitate destul de mare prin perioada 2009-2014, aveți eu bine? A fost în top 3 în perioada respectivă. Doar că acum băieții s-au gândit să redeschidă din nou comunitatea, serverul implicit, și au făcut-o just for fun. Așa că hai să ne strângem și noi aici de dragul, ai spawnat biciclete, de dragul vremurilor trecute și să încercăm să readucem povestea din nou, să fie serverul acolo în topuri. Ce o să facem noi acum, din ce mi-a zis mie, o să mergem la un BMX Challenge, de asta ne aflăm pe bicicletă, stai așa că nu aș prinde gram viteză. Trebuie să sărim acolo sus? Da, este un cerc sus. Mamă, păi și cum sar așa? Că nu mai țin minte, serios, nu mai știu cum controlam bicicleta. Pe CTRL. A, pe CTRL, ok. Și speed nu băgam pe W, dacă apăsam mai mult pe W? De mai multe ori pe W. Stai așa că m-am băgat în stâlp. Am înțeles principiul. Hai că mă duc să iau viteză și mai încerc și o dată. Trebuie să reușim. Dacă nu ne mai izbim de alte lucruri. Ce ai făcut, mă, că... Deci dacă trebuie să facem parcurs cu bicicletele astea pe clădiri, să știi că eu mă dau bătut de pe acum. Ia ce idee ai tu, goto... Vreau să-mi dau eu. Trebuie să facem parcurs cu bicicletele? Nu, este un inel. Este gri pe aici. Îți apare? Adică pe jos ar trebui să văd o urmă de cauciuc? Sus, pe clădire. Da, este gri. Da, nu văd nimica. Ori nu sunt... Nu apare. Ori nu sunt unde trebuie. Ia, să mai încerc. Stai, tu nu mai ești lângă mine, ai dispărut. Da, încerc să merg la altă parte. Acela nu apare acolo. Am înțeles. Eu văd niște urme de cauciuc, dar nu cred că e la ce trebuie să... Mă uite-l pe ăsta cu elicopterul, ce fac, mă, băiatule? Mă uite, Link Boy! Joacă opa asta, ea avea skin de fată, ea. Aici sus? Bă, eu nu pot, mă, să fac așa ceva. Aștept să ajungi tu. O să-mi ia, cred că, 2 zile să ajung acolo pe clădire. Mai ales n-am mai intrat pe calculator. Stai, sunt în aer. Așa. Mama, căzut, oricum nu vedeam niciun cerc, să știi. Tu vezi vreun cerc? Poate să dau logout sau ceva. Eu l-am luat și de asta zic. Nu, eu nu văd nimic, dar chiar nu văd nimic. Probabil nu ți apare pentru că abia ți-ai făcut contul, probabil. Hai că dau un logout, nu? Da, putem încerca și așa. Bă, am dat logout și acum când am intrat fix aici și zice... Mod pack ceva? Da, a zis ring collect, unul din nu știu câte, 20. Dar ai mod pack? N-am niciun mod pack, e vanilla. Bun, hai, am reușit. Deci ideea e că cu ringurile astea, mai exact ce poți să... 20 de... Ring points-uri, văd. Da. Am primit 100 de mii de dolari și 10... Da, la sfârșit când le colectezi pe toate 20, primești 250 de link points, 15 diamante și... și să înțeleg că alea sunt puncte premium, gen, nu? Adică puncte... Link points? Da. Poți deschide crate-uri cu ele. Aha, și gen trebuie să le găsești pe hartă, așa, pur și simplu, astea, cercurile. Da, ringurile, da. Mm-hmm. Și cât, uite că aproape reușim acum. Și cât ține challenge-ul ăsta? Cam în ce perioadă? O să mai ține. Am înțeles. Bun. Hai, grăbiți-vă, băieți, să luați acolo puncte premium. Da. Vreau să reușesc și să ajung pe clădire, dar nu mai încerc. Dar tu despre crate-uri. Așa, da. Ce faci cu link points-urile?
buy crate. Uite, și putem cu link points-uri și cu diamond-uri. Open crate. Link points-uri primești și la fiecare payday, în funcție de cât timp joci. Ia să încep un pic. La missions, la quests, la... Ia uite, am primit 275.000 de dolari. Așa, ce ai tu de misiuni și de quest-uri? Sau... Eu eram atent să văd ce-mi pică. Asta e cea mai tare, că platinum, nu? Quest-uri și quiz-uri, ok, imediat. Diamond este cea mai scumpă. A, da? Da. Open. Great. Hai că mergem, le luăm pe toate la rând. Și diamond. Ia, hai. Oh, 5 respect points. Bun. Din diamond o să pice ceva mai ok. Ia. Opa, cred. Ai, că am scris-o pe cred, dacă e. Bun. Ia, uite mă aici. Mamă, milioane de dolari, nebun. Skin-uri. Da, aici e haos. Neva a terminat BMX challenge. Oh, am luat 1.357.000. A terminat cineva challenge-ul de BMX, uite. A primit primul special. Bun. Deci avem așa misiuni. Mamă, câte misiuni aveți, bă, băiatule. Mamă. Și uite, reset missions. A, dar pot să resetez cu melior. Am bani acum. Bun. Delivery drugs. Mamă, deci aveți ce să faceți, băieți. Aveți aici ce să... E o listă foarte mare de joburi. Jobs. Stai așa. Vreau să văd și quest-uri. Quest. Cumpără 2 buchete de flângi în magazin. Și dacă termin quest-urile, ce se întâmplă? Câte quest-uri sunt? Sunt 3 în fiecare zi. A, uite, quest 1, quest 2, quest 3. Ok, am văzut. Uite, deschide un crate box de orice tip. Asta am făcut-o. Ascultă un post de radio într-un vehicul. A, hai mă, că sunt ușoare quest-urile astea. Oare te lasă să deschizi your gift? Yeah. Get, ops, stai. Get gift. You won 5 respect points. Hai, că mai aveam respect points-uri luate. Bun, și mai aveam quiz, mi se pare. Că nu am văzut. Ia uite, Limania quiz. La cățelele astea ce semnifică? Că sunt blocate, nu? Scrie mai jos răspunsul pentru fiecare întrebare. La final fiecare quiz primești 2 diamante. Bă, lasă-mă. Câte misiuni principale are jocul? Mamă, nu știu, chiar nu știu. Căutați pe Google. Și 100. Ok. Da. Câte orașe principale? Mamă, ți-ai că 10 întrebări. Principale are jocul GTA San Andreas. Păi nu sunt 3? 3, da. Ok, nu o să-l facem acum. În ce an a apărut jocul GTA San Andreas? Cred că 2003 sau 2004. 2004. Așa, hai că-l facem așa. Din ce mafie face... Băi, parcă e așa. Din ce mafie face parte personajul Carl Johnson? Păi, nu era din Verzi? Adică din... Din Grove Street. A, cum se scrie? Grove Street? Legat sau? Am scris bine. Grove Street și Ballas Family sunt mafia aliate? Nu. Așa. Ce culoare au cei din Grove Street? Verde. Ce culoare au cei... Move. Care este orașul natal al lui Carl Johnson? N-ai bă, să-l ia, nu știu. Mă ajuți? Los Santos. A, da. Los Santos. Mama lui Carl Johnson era deja moartă când acesta a ajuns... Da, așa e. Este muntele și ea cea mai mare? Da. Stai, că nu văd. Quiz, cred că e cu verde. Cred că am făcut bine. Că a dispărut și lecățelul. Și n-am primit ceva? Două no. diamante, uite. Ba da. Și două diamante plus 50.000. Da, mă. E tare. Este după fiecare level. Ah, am înțeles. Bun, hai să vedem joburile. Slash jobs. Oho, ia uite câte joburi, băi, airport worker, today job, mam, hai să facem fiecare zi să schimbă today jobs. Da? Eu aș. Da. Și gen care e avantajul dacă e today job, adică gen... Hai primești un bonus. Ah, înțeles. Ți-am pus un checkpoint pe hartă, ia, merge goto, sau nu, stai așa, că dădeam pe hartă, cred, și mă duceam acolo, nu? Nu funcționează. Nu? Ce job ai selectat? Ăla de aeroportul sau airport worker ăla. Parcă așa zicea.
Da, uite că scrie sus. E interesant jobul sau vrei să facem altul mai interesant? Că nu știu, l-am luat pe ăla, că era today job. Da, putem să încercăm pe ăla, poate să vadă și jucătorii. Ia uite, e un nou, ia stai, nu mă teleporta, stai. Ia uite, e un nou aici. Am crezut că se întâmplă ceva, că îl intru în ea. Nu, nu se întâmplă nimic, momentan. Voi așteptați Paștele în Crăciun, nu este? Bă, băieți, încă o dată vă spun faptul că vă aștept în seara asta, în jur de 7:30-8, sper să fiu acasă, să vă întâmpin, să ne jucăm, o să facem un event ceva cu băieții. Deci, astăzi când vedeți voi clipul, este prima parte a zilei. Bun, cred că am luat job-ul, ia stai. Va fi un update destul de mare, o să se bage și quest de Halloween. Ia uzi, get job. Am multe surprize. Așa, și acum trebuie să dau work pe undeva. Da, așa, work. Așa, gata. Yeah. Baggage. Și trebuie să ne plimbăm prin aeroport? Da. Cu bagaje? Da. Mamă, dar ce greu merg bagajele astea. Catrin, că eu n-am mai văzut jobul ăsta până acum pe niciun server. Bine, nici nu m-am jucat prea mult, dar gen care... Ieșim din aeroport. A, da, ieșim? Da, da. Mamă, 80 de astea trebuie să facem? A, ba, nu, stai, că trebuie skill, am crezut cât. 80 pentru un skill. Mamă, nu poți să-mi dai un nos ceva? Sau nu merge de-aia cu speed? Nu. Dar oricum cred că a ieșit din aer. Nu, sunt aici. Stai așa că nu dau seama pe unde să ies, că nu mai țin. Cred că n-am luat-o bine, bă. Nu, era pe-n spate. Aaa, mi s-a făcut remorca. Hai că e bine. Mamă, dar ce bine merge fără. Hai că mai recuperez eu dacă e mâine. Mâine la aceeași oră. Mamă, cât de prost sunt. Dar măcar sunt un prost sincer. Hai mă că am luat-o, ești nebun. Pentru că jobul este special, primești aproape dublu. Oh. Dar mă, cred că n-am luat-o bine pe aici, ia. Ia uite un pe mine, Feren Texas scrie pe mine, e un, o mână pe volan. Ia, că cred că tu ești ăsta, nu? Da. Dar uite ce viteză bași tu, bă. Da, pentru că nu mai am remorca. Hai, tot înainte. Vrei să sar pe rampa aia? Nu mă crezi. Să cupleze remorca. Dar mie... pe lângă rampă. A, pe aici trebuie să ieșim, nu? Pe lângă. Da. Am înțeles. Numai eu puteam să mă duc în partea opusă, adică nu înțeleg cum am crezut că e în partea. E mai ușor pe acolo. Uite, pe aici se reamnă cu BMX. Wow, drrrr. Ideea e că eu mă gândeam că ducem bagajele astea la un avion sau ceva, știi? Asta a fost în capul meu. Și nu mă gândeam că vom părăsi aeroportul, știi? Iar în capul meu așa se desfășura scenariul, că vom duce bagajele astea la un avion. Și că nu trebuie să ieșim. Ia uite, unul că ia bordura. A, dar le ducem la intrare aici, unde intră oameni, gen. Are și asta o logică. Da, le ducem bagajele de la avion. Da, are și asta o logică. Gata, mă, mi-a ajuns. Mi-am luat banii, bun. Mi-am făcut damblaua. Bun. Majoritatea playerilor când nu fac job, stau la cai, la noi. La cai? Și da. Cum ai că la cai? Pariază pe cai sau ce? Da. Aha, hai să mergem acolo. Băgăm și noi bani. Ne încercăm și noi locul. Cât setezi level 2 pentru că doar așa poți. Doar la level 2 poți să joc la pariuri, nu? Da. Ok. Tup. Mă disez aici cu mașinuța până ajungem acolo. Bă, sincer se mișcă ok fără. Ia voi să am găsit ATV-ul. Dar nu pot să mă urc pe el, nu merge. Servul e roleplay oricum, din ce am văzut. Așa, da. cai, ia uite. Mam.
Pariuri, next race starting. Așa, care e faza? Ia, explică, unde dau cu pariurile. Ok. Deci mie mi-arată pe ecran asta cu... Da, cotele. Să vedem ce a fost ultimul ieșit, ia să vedem. Cu last winners. Next. Și a fost 4, este posibil să iasă 2. Și cum bag pe 2? Imediat. Horse bet, nu? Horse bet. Da, horse bet, exact cum a scris eu în chat. 1 înseamnă că pariez pe un singur cal, poți paria și pe 2. 100 de mii, nu? Este mai greu, da, 100 de mii. Hai mă, merg pe mâna ta. 100 de mii este maxim dacă nu ai upgrade făcut. Poți să pariezi și 150 de K, dar trebuie upgrade. Primești câte un upgrade la fiecare level up. Și unde? O să-mi scrie în chat care e rezultatul? Da, se extrag rezultatele într-un minut. Upgrade. Și de la upgrade aici gambling, nu? Cred. Da. Ajută upgrade-ul la mai multe. Aha. You don't have enough upgrade points. Am înțeles. Și nu pot să fac să dispară asta de pe ecran? Cu 1, 2, 3... Aici ai nu. Am înțeles. Trebuie să mai stăm un minut. Deci într-un minut încep pariurile. Da. Se poate paria și pe war-uri. Deci... worst bet. Da. Văd. Grow street, the ballot. Am înțeles. Și noi, cum ai gândit tu raționamentul de ce am pariat pe 2? Cum ai zis că ultima dată a ieșit 4? Da. Și de ce 3 are scorul roșu? Gen scrie 8-73. E cea mai mare cotă. Ah, ok, am înțeles. Ba, nu. Nu e cea. Ba, da. Nu m-am uitat acolo. Da, cea mai mare cotă. Dar și... tu unde te uiți? Pe ăsta, pe sus aici? Sau ce? Când... Chiar, mă, nu mă uit nivel, mă uit în... Ah. Aici stăm pe scaun și pariam, știi? Te-ai uitat la Squid Game? Da. Și ăla aparea pe cai. O să luăm și noi banii acum, a? Și o să se întâmple exact ce a pățit ăla. Da, și ieșim afară și nici fără. Da, ne taie buzunarul aia. Și apoi o să vină cămătare și nu o să avem bani să-i dăm. Bă, oare chiar a făcut cineva Squid Game pe Sump din... Exact. Știi că nu e o idee, era chiar acum mă gândeam. Cu pariurile. Ar merge o parodie de-asta. Hai, 9 secunde. Ce noroc avem. Păi a mers pe mâna ta dacă acum m-ai păcălit. Ce, m-am supărat după. Am pariat și eu. Ia, o secundă, ia. 9, 8. Și ne scrie în chat sau pe ecran oare? Deci pe ecran. Și dacă câștigi în chat. No. Mi-au luat banii. Mi-au luat banii. Mi-au mâncat banii. Bun, am ieșit. Ce zici să mai facem? Nu, vreau să spar semaforul. Un sistem care mi se pare mie foarte interesant este la facțiuni. Da. Garajele. Mașinile nu sunt pe server, trebuie să intri tu într-un garaj și iei mașina de acolo. Sunt ceva facțiuni și au și astea aplicațiile deschise. Am dat acum slash factions și am văzut. Imediat, încerc eu să... Oh, achievement unlock, intră într-o mafie. The Ballas Family. Da, nu uitați care de achievement-uri. Ia uite ce față am. O să n-apară vreuna dezbrăcată pe aici, ia uite-o că am văzut-o. Pe așa că nu ne uităm la ea. Cum eu e spate de aici? E chiar aici, noi nu mai pot intra. Nu. Dar nu știu unde intra. Acum? Sunt cu leopards cu de-astea. E chiar aici ieșirea. Ia vezi. Mafia. Da, și mai avem achievement-urile, am uitat de ele. Mhm. Ia.
Oulă. Acum, nu? Da, da. Intră într-o mafie, am luat achievement, știi un? Avansează la nivel 10, hehe, mai e până acolo. Căsătorește-te cu cineva. Vrei să fii soțipa mea? Jefuiești o afacere. Și... eu acum că am făcut achievement-ul ăsta, că am intrat într-o mafie, ce am primit? Stai să văd. Uite, XP, pet XP. Cred că astea, nu? Am primit și 20 de link points-uri. Bun. Deci faceți achievement-uri, că uitați voi ce primiți. Și avem aici garajul. Da. F garaj. Ai intrat în garaj de bala să alegi un vehicul și lucrezi în el. Acum ești în alt world. Ah, da, da, da. Îți alegi o mașină, când te urci în ea, te bagă pe Vive World 0. Ah, am înțeles, am înțeles. Mhm. Și acum, după ce pornim, gata, am ajuns în lumea reală. Mamă, dar are suspensii de drumul grele. Cum deschid ușa asta? Claxon? Păi, pe H, nu? Da. Ha. Tare. Tare și cu garajele. Da, un băieț serverul are foarte multe lucruri. Chiar îmi place. Ia, ce vrei să spui? Foarte multe lucruri în care să nu te plictisești. Da, 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 adică, deși noi le arătăm așa pe repede înainte acum, dar... plus shop care este foarte detaliat și foarte mare și... de uite. Exemplu, la vehicule, tatuaje pe mașini personale. Și diamantele ăsta așa greu de obținut, uitați și voi că sunt la achievement-uri. Da, și le la... poți face și în joc. Mm-hmm. Asta e tare, știi, când serverul nu e orientat pay to win, știi? Adică... da, serverul nu a fost deschis pentru bani, pentru donații, pentru distracții. Distracții, exact. Mă bucur foarte mult că am prezentat serverul. Încă o dată vă zic că... că vă aștept în seara asta, la ora 8 fără un pic, nu știu, încerc să ajung până în 8 și o să vorbesc aici cu băieții, o să corespondez cu ei și facem un event să ne distrăm cu toții de așa de bun venit. Nu-i așa? Da, da. Deci, vă așteptăm pe seara. Vă așteptăm să vă surprindem. Eu am fost Alin, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc și lui Fac că a fost alături de mine și în descriere aveți tot ce aveți nevoie. De la panel, de la forum, de la Discord. IP, DNS, tot, verificați descrierea că acolo veți găsi tot ce aveți nevoie. Eu am fost de link, încă o dată, mulțumesc pentru atenția acordată și ne revedem curând. Ciao, pa, pa!